cât a costat mormântul lui Petrică Mâțu Stoian. De la cine și-a cumpărat locul de veci regretatul artist? Petrică Mâțu Stoian nu s-ar fi uitat deloc la bani când și-a cumpărat mormântul unde își doarme somnul de veci. Din câte se pare, a investit în achiziționarea lui o mică avere, fiind luat de la impresarul lui Doru Gușman. Petrică Mâțu Stoian a avut o relație apropiată cu Doru Gușman, impresarul lui, dar și cu familia acestuia. Se pare că majoritatea bunurilor care i-au aparținut interpretului de muzică populară s-ar afla pe numele firmei rudelor agentului. Potrivit fanatic, Petrică Mâțu Stoian era mai legat sufletește de familia impresarului său, nu de a lui. De altfel, surorile regretatului artist, sfătuite de Niculina Stoican, iau în calcul să revendice jumătate din bunurile fratelui lor a fost foarte apropiat de Maria și Doru Gușman, motiv pentru care ar fi cerut expres să fie înmormântat lângă soția impresarului său. Pentru achiziționarea locului de veci placat cu marmură, artistul ar fi plătit numai puțin de 20.000 de euro. Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață în sâmbătă seară, la vârsta de 61 de ani. Bărbatul era internat pe secția ATI a Spitalului de Urgență Reșița. Artistul a suferit un șoc septic.